Când spunem proconsul, spunem muzică rock. Pop rock. Spunem muzică de bună calitate. Când spunem proconsul, spunem Bodo, Bogdan Marin. Un rocker bucureștean. Ce înseamnă pentru tine Bucureștiul? Ei, locul în care m-am născut înseamnă locul în care mă întorc de fiecare dată după orice călătorie, oricât de lungă ar fi sau oricât de departe de țară, cu drag vin la București. Sunt într-un fel dependent așa de București ca și formațiune. Din toate punctele de vedere. Unul, ți-am spus, pentru că m-am născut aici. Doi, pentru că rădăcinile sunt bine ancorate. Trei, pentru că împreună cu trupa n-avem, nu prea ai cum în România să faci treabă decât dacă stai în București. De-a lungul timpului am tot întâlnit colegi foarte talentați, artiști desăvârșiți care locuiesc în alte orașe și au fost frustrați mult timp de faptul că n-au locuit în București. Foarte frustrați, bă, nu, acolo, de acolo se dă ora exactă, da, pentru că București, așa, din București, așa, că vrem, că nu vrem, se dă ora exactă. Inclusiv în muzică. Inclusiv în muzică, da. Îți propun să ne întoarcem un pic în timp, în vremea copilăriei. Da. Cum era Bucureștiul în vremea copilăriei și adolescenței tale și cum îl privești acum, din perspectiva unui om matur? Singurul lucru care mă agită puțin așa în București la ora actuală este aglomerația din trafic. În rest, privesc cu drag și vechiul București, privesc cu drag și nou București și tot ce se construiește sau ce s-a construit. De obicei am un sistem foarte ciudat. Eu încerc să privesc doar ce îmi place. Cum să spun. Și îmi place mult, pentru a-mi face ziua mai frumoasă, să privesc frumosul din București. Iar urâtul sau nu urâtul, părțile mai puțin frumoase ale Bucureștiului, îmi place să privesc și binele din, pentru că întotdeauna, chiar într-un loc în care nu-i tocmai frumos, există și ceva care ar putea să schimbe locul ăla. O sămânță mică de tot, da, care ar putea să schimbe în bine locul respectiv. Din copilărie, chiar zilele trecute, călătorim cu colegii, încercam să ne amintim împreună, încercam să văd dacă ei își amintesc de transportul în comun de prin anii 70. Eu fiind născut în 1968, îmi amintesc cu plăcere de mijloacele de transport din anii 80, 75, 80. Când țin minte că iarna îmi plăcea foarte mult ca mama să mă ducă în autobuz. Erau niște autobuze foarte rotunjite, așa, erau ca niște bombițe. În față, lângă șofer, pentru că lângă șofer se afla și motorul învelit într-o husă de piele care emana căldură multă. Era singurul loc unde era cald în autobuz. Da, îmi plăcea foarte tare să mă duc acolo. Tare multe amintiri frumoase și plăcute. Îmi aduc cu drag aminte de Bucureștiul civilizat al anilor 70-75. Am rămas de atunci cu o imagine foarte frumoasă a Bucureștiului, nu? Chiar foarte frumoasă, că oamenii erau foarte civilizați pe timpul ăla. Oamenii se respectau unii pe alții, își vorbeau foarte politicos, se adresau unul altuia cu apelative frumoase, își zâmbeau pe stradă, țin minte, și mi-e dor de vremurile alea. Și respectau inclusiv Bucureștiul. Cu siguranță, cu siguranță. Spune-mi dacă există un loc sau o zonă, un cartier care îți place foarte mult în București și de care te leagă niște amintiri.
M-am născut în cartierul militar, undeva pe Bulevardul Verdurii, și am trăit acolo 36 de ani. Până la vârsta de 36 de ani am stat acolo. De câte ori trec pe acolo, prin zona respectivă sau pe lângă blocul în care am locuit, mă cuprinde așa amintiri plăcute, foarte plăcute. Și mă simt bine, e ok. Dar tot Bucureștiul și... Tot București îmi place, îmi place zona de nord a Bucureștiului foarte tare. Îmi plac zonele înverzite și cu lacuri, parcurile care au lacuri. Apreciez foarte mult, în ultimul timp am apreciat parcul cu Zavodă, care este un loc foarte frumos, refăcut și un loc foarte frumos și un loc chiar de promenadă pentru bucureșteni, foarte potrivit. Ți-ai imaginat vreo clipă că ai putea să trăiești și în alt oraș decât în București? Mi-am pus câteodată așa problema, atât eu cât și colegii din trupă, dacă am trăit undeva, pentru că, fac o paranteză, călătorim foarte mult în țară, distanțele dintre București și Baia Mare sau dintre București și... Locurile unde aveți concerte. Da, Bârlad sau Timișoara. Sunt foarte mari. Și tot ne-am gândit, așa în glumă, ne-am gândit, mă, dacă ne-am mutat într-un fel sau altul undeva în centrul țării, nu cumva ar fi mai bine pentru toți, pentru transport sau măcar să ne facem un cartier general acolo. Da. Și invariabil toți am căzut pe acord că Sibiu ar fi un loc potrivit. Dar n-am făcut asta, deci nu ne-am mutat în Sibiu niciunul dintre noi. Tocmai prin natura profesiei tale, cu siguranță ai văzut cam toate orașele țării și ai văzut și orașe din afară. Da. Spune-mi dacă ai regăsit în vreunul dintre aceste locuri ceva ce ți-a plăcut foarte mult și ți-ai dori să existe și în București. Și ce anume? Fiecare oraș, prin amplasamentul pe care îl are în zona geografică respectivă, are câte o caracteristică aparte. Ce să spun, Sibiu are caracteristica lui de veche cetate, cu piața mică, piața mare și cu toate clădirile frumos orânduite așa și frumos îngrijite. Timișoara este foarte frumoasă. Oradea îmi place enorm de tare. Bistrița e frumoasă. Toate orașele au caracteristicile lor. Nu m-am gândit niciodată să aduc ceva din orașul Oradea la București sau din Sibiu la București sau din București la Sibiu. Cu siguranță că fiecare are ce trebuie acolo. În fiecare oraș există ceva unic. Cu siguranță. Constanța, de exemplu. În Constanța, mergând chiar zilele trecute și privind spre piața Ovidiu, acolo, vechiul cartier din jurul piaței Ovidiu, care e puțin mai, n-aș zice dărăpânat, dar puțin mai atins de vreme, așa, îmi aduceam aminte de Havana veche. Un pic din Havana veche am regăsit în Constanța, în zona piețe Ovidiu. Ovidiu, da. Da. Din punct de vedere al activității artistice, există un loc anume de care vă simțiți, nu numai tu, ci și băieții din trupă, foarte legați, știu eu, poate un loc în care ați filmat un videoclip, un concert, un loc în care ați avut un concert deosebit? Ca și trupă, locurile de care ne leagă invariabil multe amintiri sunt locurile în care am repetat. Locurile în care au fost puse bazele activității noastre pe care o desfășurăm zilnic. Activități aproape. Muzicale. Da. Și aici pot să spun că în anul 1983, când m-am apucat de cântat, am avut favoarea să repet undeva pe strada Zmârtan, numărul 7,
într-o clădire, în clădirea veche de acolo, undeva pe sus, aproape de pod, am avut o sală de repetiție până prin anii 90. Deci vreo 7 ani de zile ne-am desfășurat activitatea acolo. Pe instrumente second hand, pe aparatură second hand. Cu... Deci astea sunt niște amintiri foarte dragi în inimii mele. Și întotdeauna drumul dintre cartierul militar și centru vechi, strada Smârdan, respectiv numărul 7, era un prilej de bucurie pentru mine, că mă duceam acolo unde îmi plăcea să mă duc, să fac ceea ce îmi place, să cânt, respectiv. Și când mă întorceam seara târziu spre casă, plăcea mult liniștea din București de după ora 21-22, așa. Răspunde dinainte de 89. Da, da, da. Pentru că vorbeai despre centru vechi. Dacă ar fi să te gândești la perioada Bucureștiului de altă dată, și când spun altă dată, mă refer la vremurile când se plimbau oamenii la promenadă, pe Chiselev, la șosea, cum se spunea, sau pe Calea Victoriei, mergeau la o bere la Gambrinus. Sigur. Și Bucureștiul din prezent, ce ai alege? Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de acum? Pot să fac un mixaj? Adică să luăm bunul simț de atunci. Încearcă. Și să-l adaptăm acum, pentru că și Gambrinus și Carul cu Bere și centrul vechi arată bine. În schimb, dacă mă întreb pe mine, lipsește elementul oameni de bună calitate pe care mi-aș dori să-i văd tot timpul. Mie îmi place să, de câte ori merg pe stradă, dacă vreau să întreb pe cineva unde se află strada Mărgeanului, sau să dau un exemplu, da, persoana pe care o întreb să se uite, să zâmbească și să, chiar dacă îmi spune nu știu unde, să-mi zâmbească. Da. Pentru că și eu îi zâmbesc în momentul în care întreb. Nu-mi place să văd oameni cu priviri mohorâte, nu-mi place să văd oameni care sunt încrâncenați sau apăsați de griji. Și din păcate, în Bucureștiul de astăzi, atât în trafic, cât și pe stradă, nu vezi decât, sau nu, vezi în preponderent oameni apăsați de griji. Dacă ai putea să schimbi ceva în București, ce ai schimbat? Aș da o lege cu asta, cu zâmbetul. Atât? Doar asta? De aici derivă foarte multe, să știți. Dar o lege, dacă nu zâmbești pe stradă, să fie amendat puternic. Am înțeles, da. Atunci când vrei să te relaxezi, când vrei să ieși un pic din zona ta de activitate, unde îți place să te plimbi? În Herăstrău, mult, în Cismigiu, îmi place mult. Cred că în astea două, în parc, în Cuza Vodă, deci sunt parcuri tare frumoase, tare frumoase. Revenind un pic la copilărie, spune o întâmplare deosebită, amuzantă, cum vrei tu, care s-a petrecut, de care ți amintești cu plăcere și unde a avut loc în București. Care greu, nu-s pregătit pentru întrebarea asta. Sunt foarte multe întâmplări amuzante, ținând cont că am stat 36 de ani în militar, mai ales în cartierul militar. Uite, mi-aduc acum aminte de una. Undeva pe la Lujerului, în locul unui hipermarket construit acum, mai recent, în ultimii ani. Unde era pe vremuri fabrica de lapte. Unde era pe vremuri fabrica de lapte. Știi cum e cu pisica care merge la borcanelul cu lapte, știe că în curtea acutare va găsi întotdeauna un borcanel cu lapte, așa eram și noi copii. Țin minte că săream gardul aproape zilnic la fabrica de lapte, și iar muncitorii din fabrica de lapte, bineînțeles că nu eram singuri care săream, noi, gașca noastră de 3-4 băieți care consideram că facem un lucru senzațional, că sărim gardul la fabrica de lapte și nu ne-a prins nimeni și nu ne vede nimeni. Bineînțeles că portarii închideau ochii când 4 prichindei sar
gardul și să duc și sunt servis de către muncitori cu câte o înghețată. Mi se părea extraordinar de gesturi care mi-au rămas întipărite în minte pentru toată viața. Săream gardul și muncitori, nu ceream, dar muncitorii cum treceam prin secții pe acolo, ne plimbam, nestingheriți. Ne ofereau înghețată cu cacao, cu vanilie, cu fistic. Și era și noi, nu ne un răsfăț pentru voi. Nu, noi refuzam tot timpul. Întotdeauna eram foarte, foarte încântați. Te întrebam mai devreme, care este cea mai frumoasă amintire, cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat în copilărie? Dacă, care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie și unde s-a întâmplat? Tot în cartierul militar, bineînțeles, când, ce să spun acum, spun toată viața ce făceam când eram mic, dar spun. Era autobuzul 36 separat care trecea pe uverturii și dimineața, după ce plecau părinții la servici, m-am un anturaj nu tocmai plăcut împreună cu un prieten din blocul de lângă, din blocul de lângă noi. Coboram cu buzunarele doldura de ouă și împrăștiam ouăle pe geamurile autobuzelor care treceau pline de călători spre serviciu. Până când un șofer a oprit și ne-a prins. Am înțeles. Deci și Bodo a fost un copil năstrușnic. Nu, întotdeauna. Fără discuție. Ce copil nu-i năstrușnic? E bolnav dacă nu face. Așa e, așa e. Ce crezi că ar trebui să aprecieze străinii care vin în țara noastră atunci când ajung în București? Ce-ar fi de admirat în București pentru o persoană care vine dintr-o altă țară? În primul rând, faptul că București a evoluat mult. Faptul că Bucureștiul în ultimii 10 ani, pentru că așa era și normal și pentru că ăsta e cursul firesc al lucrurilor din punct de vedere, din orice punct de vedere, după ce am început să învățăm democrația, am început să o și aplicăm aici în România. Și cum spuneam, în ultimii 10 ani s-au făcut lucruri foarte frumoase. Îi invit să privească Bucureștiul anilor 90 și să privească Bucureștiul anilor 2010 și își vor da seama că s-au schimbat foarte multe lucruri. Mulți prieteni care vin din Occident sau din alte state și care nu au fost de mult în România și care rămân foarte plăcut surprinși de București și spun, am venit pentru o săptămână și am stat o lună jumate pentru că mi-a plăcut, am trebuit să merg și acolo, să merg aminte de aia, de aia, de aia. Sunt foarte frumos, foarte tare impresionați de ce s-a întâmplat în ultimii ani în București. Pentru că ești și tată, am să te întreb, unde mergi cu copiii de obicei să se joace, să-i scoți la aer? Întotdeauna. Zona de nord a capitalei este cea alesă de către soția mea și de către mine pentru a merge zona Herăstrău? Zona Băneasa, zona aproape de grădina zoologică, există pădurea, copiii pot explora liniștiți și în condiții de maximă securitate vis-a-vis mașini sau alte mijloace de transport. Pot explora pădurea, încep să înțeleagă ce se întâmplă cu natura din jurul lor. E un loc foarte ok. Este un loc liniștit. Dacă vrem să ajungem la locul de joacă lângă vestitul restaurant de pe timpul Casa Albă, de acolo din Băneasa, există un loc de joacă făcut după ultimele standarde europene, cu tartan pe jos, cu foarte multe foarte multă aparatură de joacă pentru copii, cu umbră, cu tot ce trebuie. Foarte ok. Sunt locuri foarte frumoase în București. Nu mai sunt probleme, nu mai sunt maidanele de altă dată în București. Care și ele, la vremea respectivă, aveau farmecul, cu siguranță. Așa este. Există vreo clădire sau vreun monument vechi în București, pe lângă care treci și ai o emoție sau o bucurie legată de un eveniment anume care s-a petrecut acolo?
poate, mă rog, pentru că în viața mea s-au întâmplat foarte multe evenimente și fiecare concert e un eveniment pentru mine sau sunt multe clădiri unde am avut evenimente și toate îmi trezesc multe amintiri frumoase. Apropo de clădiri și de frumusețea clădirilor, am avut privilegiu ca în locul în care am locuit, în militari, locuiam la etajul 9, iar exact în apartamentul de sub apartamentul nostru locuia un foarte mare arhitect al Bucureștiului, domnul Zoltan Takács, și care chiar era de pe timpul, de dinainte de 89, dinainte de Revoluție. Cu toate că arhitectura în București era dictată de către organele de partid, el tot timpul s-a încăpățânat, era un rebel, se încăpățâna să facă clădiri frumoase, să proiecteze lucruri care să înnoiască Bucureștiul care frumos. Care ieșau din tipare. Da, și-au ieșit, deci la un moment dat, îmi aduc aminte că tot, el, pe vremea aceea, reviste groase, frumos colorate, nu găseai pe nicăieri în România. În schimb, în cutia de scrisori a dânsului, întotdeauna, dacă voiam, puteam găsi cataloge de arhitectură pe care, crede-mă, că le luam, le răsfoiam și le puneam înapoi, niciodată nu le-am însușit, dar în schimb le răsfoiam. Și de acolo am prins gustul pentru frumos în arhitectură și m-am mândrit tot timpul și acum mă mândresc că vecinul meu, Zoltan Takács, este cel care a conceput postăvăria română. Postăvăria română, care de pe timpul de dinainte de 89 era, cred că, singura clădire din București care arăta altfel decât celelalte clădiri. Era o clădire foarte frumoasă, țin minte că de fiecare dată când treceam mă emoționa și stăteam și priveam detalii la geamurile pe rotund, la diferite unghiuri din care privești clădirea, cum se vede de acolo, cum se vede din partea cealaltă. Foarte frumoasă clădire. Postăvăria română din București, o clădire frumoasă și astăzi. Puțin neîngrijită astăzi, dacă stau să mă gândesc, dar o clădire frumoasă. Da. Haideți să încheiem cu urare pe care i-ai face-o Bucureștiului la împlinirea 555 de ani. Ce i-ai ura? Mi-aș dori ca, sincer, în centru vechi sau undeva prin București, pentru că și acum ne aflăm într-o zonă veche a Bucureștiului, undeva lângă Foișorul de Foc, să pot să când plec de la restaurantul acesta, de exemplu, să pot să comand o birjă, să spun dumă acasă măi birjar sau nu, mână birjar, pardon, și dumă acasă măi tramvaierea aia, cealaltă variantă, să pot cânta cântecele astea. Dragi bucureșteni, înverziți tot ce se poate înverzi în jurul vostru. Și mă refer la plante, mă refer la copaci, mă refer la flori. Înverziți pentru că un oraș verde e un oraș vesel. Și cum mie îmi place să întâlnesc cu oameni veseli, asta vă doresc. Să aveți mult verde în București. Îți mulțumesc foarte frumos, Bodo. Noi mulțumim mult.